Proiectul ăla să vedem și noi. Colegi, sunt partid. Bravo. Ai în birou, te poți uita, este public. Dacă îți uite de el, îți lua de mână. Costă, cum este, tot este. Nu mână. Public este, nu poți să ține lucrurile. Noi am înțeles 18 km de bea la Pizești de asfalt, domn primar. Luca, nu poate să facă așa. Nu vorbiți, mă dați la parte. Să-i bat până la bătaie. Dar la satul ăsta e într-un alt, să ne uităm în el, la satul. Așa am înțeles de la cineva, 18 km. Nu, noi vă întrebăm doar, noi vă întrebăm. Deocamdată, Berzovia are 25 de km, toți. Și fiză și ce are, afară de pistonul ăla. Băi, eu când vorbesc, vorbesc pe mune, eu nu vorbesc de fiză. Păi nu, mă, dar tu fiză-ți Berzovia, dar nu ați făcut pe fiză. Eu spun, nu ați făcut un proiect pe fiză. Ești pe lângă. Normal că-s pe lângă, normal că-s pe lângă. Eu vorbesc despre comuna Berzovia. Berzovia, noi, toate... noi vorbim de localitatea Fizeș. Cu toate cine doare pe noi. Da, nu te spun eu, are 25 km, 18 km. 18 km, așa am înțeles. Așa, are 25 de km. Arătați documentați. Comuna Berzovia are 25 de km. Nu ne interesează, nu, noi am venit cine doare pe noi. Nu suntem cetățenii ai localității Fizeș. Trebuiau, nu știu câte străzi laterale și la Fizeș asfaltate. Și cum e părțuța aia 25 de km? Păi 25 la Berzovia. 25 la Berzovia și restul vouă. Le împărțiți jumate, jumate, adică la fiecare... Câte ați făcute până acum? Ce? Câți kilometri ați făcut? Fizeș. Nu, nu, eu te... Vorbim de Fizeș, nu te Berzovia care are fiecare stradă. Câte străzi ați făcute? La Fizeș una. Păi vezi? Atunci lasă-mă să-ți spun eu că de acum încolo urmează încet Fizeșul. Care de acum încolo? De ani de zile aceeași poveste. De ani de zile aceeași poveste. Începem, facem. De ani de zile încolo. Iară vin ploi, iară vin cu bani. E cale lungă. Ne vedem vineri la ora... Da, domn primar, ne vedem vineri la ora 5. La 5. Bă, așa spune dumneavoastră. La 5. Eu, la ora 5. Mi-s la dispoziția voastră. Aduceți documentația aia să putem aduna gunoiul. Eu mi-s la... Și gunoiul ăsta până. Până bine, ți-a adună gunoiul. Nu dacă nu știu lumea să-l scoată. Bine, dumneavoastră la dumneavoastră, ce facem după aia cu el? Deci mâine toată lumea cu gunoiul s-a citit gunoiul afară. Că până vine să adună. Nu știu dacă la sfine câine și așa. O fi numai gunoi. Numai gunoi o fi. A fost gata de mediu aici. Mai rău ne băgăm în mocire dacă scoți. Să nu mă ajungi la biserică, să nu mă ajungi la biserică, iau eu. Pe, la, fiți atenți, vorbim cu o dată și la duce cu propagandă. Că-i mare rușine. Ne-ați promis, ne-ați promis că veniți cu tractorul să luați gunoiul. Mare rușine, la da. Domnul primar, dar spus o dată măcar. Nu veniți cu gunoiul, aducem aici la primărie. Da, l-aducem aici la primărie. Aduce-l aici la primărie, îl punem aici să facem. Aici îl punem. Aici la vântână. Dar nu-i mare lucru. Ce faci cu trotuarele alea, că nu mai poate să circule lumea, copiii nu poate să vină. Eu nu găsesc să-l dau soluția. Da, atâția ani ați găsit cu soluție. Băi, șef, de ce nu anunți pe șef la resta să vină în coasă? Nu-ți realist, mă, eu nu vorbesc. Să-ți dea idei că ce poate... Ce facem cu școala aia, cu, acolo în față, șancola? Până nu ți-am spus frumos, mă, că partea cu WC-urile sunt al inspectoratului, mă, tot repede. Dă drum, omule, dă drum de străzi. Străzile de noaiele care circulăm acolo, ce facem? Dă drum de străzi. Dar ce nu sunați pe cineva la jet? Domnule, veniți cu toate oamenii au nemulțumit. Nu, mă. Eu nu știu ce să le explic, nu știu ce să le spun. Ordonat, civilizat. Păi poate nu ești civilizat, cum vrei? Ne punem pe mașină. Și eu organizez areștia la Consiliul Județean. Nu aveți curaj. Nu, așa. Nu aveți. Mergem. Asta le doare. Nu cred, domn primar, vă facem statuie la Fizeș. Ora, data, da. Ziua, mergem când? Acolo. În 2020 cât? Sunt oameni reprezentativi care poate să meargă și mergem la Consiliul Județean, la prefectură. Da. Și ne susținem cauza. Da, ai, dar să mergem toți, domn primar, că degeaba merg 2-3 care au mai fost de la frize, s-au mai dus oameni care s-au zbătut și nu au rezolvat nimic. Dar trebuie să mergem toți, ei, că 2-3. Domn primar, sunt durerile. Nu mergem 100 de ore. Da. Dumneata până vineri, nu poți să iei legătura. Să vină ba ei. Da. Ai, nu pot. Doi măcar de reprezentanți, să nu mergem noi 200 acolo. Să vină ei doi la noi. Să iau legătura. Măcar unul. Să vină să vadă unde poate că nu se poate să vină. Mergem noi. Poate să vină, mă. Păi de ce spun acolo? Nu poate să vină. Să se mai iau tot de noi. Da, nu să ne spun ceva. Știi ce se întâmplă? În momentul ăla poate să-l trimită pe Ion, pe Pătru, pe ăla. Egal, știu că e reprezentantul de la ei. Și atunci iar am făcut... Păi dar trebuie să vină să ne spună, bă, oameni buni, stați, dracule, acasă, închideți-vă acolo, nu ieșiți... Doar să vină să vadă, degeaba vizem noi acolo și ei nu știu nimic ce e în sat. Lasă-mă că-i cunoscut drumul până peste cap. Da, dar nu te-a cunoscut, dar drumul primar, lăsat-o unii interesează. Noi plătim taxe, ca oricare om. Domnule, eu să-l zic cu impozitul, domn primar.
chestii care trebuie plătite. Și tu și mergeți să căutați acolo. Păi și cum e? Păi și cum e? Atunci e posibil? Pentru ce plătim? Nu mai plătim. Păi, părerea mea. Iar opriți ăștia cu mașinile, iar ridicat sus mașina, iar ne-am luat de cap. Și că din pericol public. Uite drumul ăla, vezi? Nu știu. No, noi vorbim de doar în multe interiorul. Și la noi în satul ăla. Ce măsuri ați luat dumneavoastră și ați făcut pentru satul ăla? Nimic. Care vine de la Naidăș, vine cu ori. Aia nu, de la poliție nu-i înțeles. Domne... Păi dar stai, nu știu de ce. Nu-i ce treabă, ce drum ai la fiță. Se treabă, de ce nu să-ți mai... Deci e mașina bună. Nu-l interesează pe el ce drum ai tu la fiță. Bun, și aici mai vin și altele, vin robinete, pătite, vine ala. Noi le plătim. Le plătim, păi dar... Asta nu poți circula. Lanțul e lung. Da, e dezastruos lanțul ăsta. Și e vicios de toate părțile. Asta e problema. Tot să îngroașă lanțul.